Școala Gimnazială din Dumbrăvița a marcat astăzi un dublu eveniment dedicat culturii. Așadar, este vorba despre împlinirea a 169 de ani de la nașterea marelui poet român Mihai Eminescu și sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, care se celebrează în fiecare an în data de 15 ianuarie. Elevii claselor a 7-a și a 8-a, împreună cu profesoarele Violina Luca și Miruna Pop, au depus coroane omagiale la busturile lui Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Petofi Șandor, care se află în fața Școlii Gimnaziale din Dumbrăvița. Ildiko Deneș, directoarea adjunctă a școlii, împreună cu elevii de la secția maghiară, au depus și ei o coroană la bustul poetului maghiar Petofi Șandor. De această dată, directorul Școlii Gimnaziale din Dumbrăvița, părintele Adrian Nicola, a participat la eveniment ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Dumbrăvița. După depunerea de coroane, elevii s-au adunat în sala de festivități a școlii, unde au urmărit o prezentare în PowerPoint despre viața poetului Mihai Eminescu, după care au participat la un concurs de cultură generală cu aceeași temă. Copiii au recitat de asemenea versuri din poeziile lui Mihai Eminescu pe acordurile muzicii regretaților artiști, soții Alda Teodorovici.